Și împreună cu mine să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Voi citi de la versetul 1 la versetul 11, să ascultăm cuvântul Domnului. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce s-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei, dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Plăcării s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atâta ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-i spitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă, te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică au cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu mult drag vă salut în numele Domnului Iisus Hristos pe toți. Vă iubesc pe cei care sunteți aici și vă văd, pe cei care sunteți în curte, în condiții mai vitrege, pe cei care ați rămas acasă și sunteți în fața ecranului și asistați la slujbă, oriunde v-ați găsi, din toată inima tuturor, vă doresc calde binecuvântări de la Domnul Iisus. Și tuturor v-aș spune ce zic versetele unei cântări. Fiți voioși, frați, surori, totdeauna, lăudându-L pe Domnul de că de ne încredem puternic în Domnul, nu ne învinge nici când, niciun rău. Amin. Să nu fim noi necăjiți. Am fost ieri într-o familie, 9 copii orfani, prin acoperiș a trecut ploaia, știți, a fost vremea aceasta ploioasă care a trecut și a ajuns în casă pe hăinuțele lor, pe masa lor, pe ce mai aveau acolo în casă, să-i lăsăm pe ei să fie necăjiți, dar să nu le fie necazul de lungă durată, să ne facem acoperiș la casă. Doamne ajută! Ziua de astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vă vorbesc despre un păcat foarte periculos și îi periculos pentru că în cele mai multe lucruri și situații nu-i considerat ca a fi păcat. Vedeți, boala asta numită coronavirus, virusul ăsta e foarte periculos. Cum atacă pe mulți, pe unii chiar tineri, vezi la foarte scurt timp, cap jos și nimeni nu-i mai poate ajuta cu nimic. Dar boala despre care vreau să vorbesc astăzi, de Scriptură, e mai periculoasă ca și epidemia aceasta, pentru că iată, fratele Anania, stătea Petru de vorbă cu el și o căzut și s-a murit. O venit sora Safira, mai după 3 ceasuri, nici nu se știa că și ea e infectată cu boala asta, și ca dovadă că era infectată, și ea, urgent, a căzut jos și a murit. Păcatul despre care vreau să vă vorbesc se numește minciună. Minciună. Și dacă v-aș face să priviți așa în urmă, săptămâna care a trecut, măcar o dată ați folosit de ea, dar când vom vedea de câte feluri minciuna, cum Scriptura ne adeverește, ne vom da seama că suntem prinși în mreaja păcatului ăsta mai ceva
ca de pandemia de coronavirus și că e nevoie de măsuri urgente de izolare, de dezinfectare, de spălare, de curățare ca să scăpăm de boală. Doamne ajută! Citind în Biblie, ca să pregătesc lecția asta, am găsit atât de multe referiri la păcatul acesta numit minciuna, încât am rămas surprins. Sunt cu Biblia în mână de peste 50 de ani, dar cu adevărat, studiind problema asta, am rămas surprins cât de multe ori Biblia face referire la păcatul acesta. De ce credeți că Biblia face referire foarte mult la el? Pentru că e foarte periculos? Pentru că a prins pe foarte mulți în mreja lui? Pentru că foarte mulți, din cauza minciunii, vor ajunge în iad cu diavolul. Ori, asta nu dorim nici unul și eu personal nu doresc la niciunul. Dar n-aș spune nici la vrăzmașii mei, că n-am vrăzmași. Îi iubesc pe toți. Ieremia deplânge situația asta a păcatului acesta numit minciuna și iată în Ieremia capitolul 9, versetele 2 și 3, ce zice Ieremia aici? O, dacă aș avea un han de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. La cine făcea Ieremia referire aici? Despre ce popor era vorba aici? Poporul meu. Care era poporul lui? Poporul lui Dumnezeu. Împărăția lui Iuda, din care făcea parte și Ieremia și la care Dumnezeu l-a trimis să le prorocească, au zis, erau afectați în masă de minciună. Același capitol 9, versetul 8, iată ce zice Ieremia, tot privitor la minciună. Limba lor este o săgeată ucigătoare. Nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lui de pace și în fundul inimii îi întind curse. Asta era situația împărăției lui Iuda în vremea când Ieremia a fost trimis de Dumnezeu să prorocească, să le transmită cuvântul lui Dumnezeu. Întreb eu, dacă facem o comparație între situația și starea în care se găseau ei atunci și situația și starea în care ne găsim noi, nu vorbim de lume. Toată lumea zace în cer rău. De noi. Nu vi se pare că e exact la fel? Dar, baiul mare știți care e? Știți ce li s-a întâmplat lor? Din cauza și acestui păcat foarte răspândit, numit minciună. O să Dumnezeu că trimite pe robul lui Nebucadnețar și reglează lucrurile. Împărăția lui Iuda a fost cucerită, populația măcelărită, Ierusalimul dărâmat, la templu i s-a pus foc, uneltele de preț din templu au fost luate și duse în Babilon și cei care au mai scăpat au fost duși într-o robie 70 de ani departe de țara lor și țara lor a ajuns o pustietate. Nu erau ei poporul lui Dumnezeu? Nu era templu casa lui Dumnezeu? Cum de s-a întâmplat așa ceva? Minciuna care era la îndemână la ei, de care se foloseau în orice împrejurare, a stârnit mânia și urgia lui Dumnezeu și iată consecințele au fost cât se poate de grave. David, de partea lui și el, ca dovadă că nu numai în vremea noastră sunt oameni mincinoși, au fost totdeauna. Unii spun, apoi spune în Biblie că vor fi cutremuri. Eu fac totdeauna. Dar un lucru este și n-a fost. Oamenii totdeauna au fost mincinoși, dar au fost mai mincinoși. Cutremurile totdeauna au fost, dar acum sunt mai multe, mai devastatoare și mai grave. Asta e diferența. Și asta ne vestește că sunt zilele din urmă. În Psalmul 4 cu 2, auziți ce zice David, fiul alelor.
Până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Auziți? Fii oamenilor! Până când? Dacă se pune întrebarea asta în dreptul nostru, îi e valabilă? Apoi, tot David, în Psalmul 3:4, auziți ce zice? Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. În Psalmul 12:2, iată ce zice psalmistul, oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. În Psalmul 26:4 vorbește despre același lucru și au zis ce spune. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Iar în Psalmul 62, versetele 3 și 4, auziți ce zice psalmistul. Știți, David era proroc? Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Dar ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui? Le place minciuna. Cu gura binecuvântă, dar cu inima blestemă. Sigur, păcatul acesta numit minciuna e foarte grav și Scriptura ne adeverește că Dumnezeu urăște minciuna. Auziți? Dumnezeu urăște minciuna. Și dacă Dumnezeu urăște minciuna, întrebarea e care e atitudinea lui Dumnezeu față de mincinoși? Hai să citim la Cartea Prorocului Isaia, la capitolul 28, de la versetul 14 la versetul 16. De aceea, ascultați cuvântul Domnului batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta în Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvăritoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare în adevărul și ca adăpost minciuna, buncăr antiatomic, nu ne ajunge. Dar auziți versetul următor, versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată cum ca temelie în Sion, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. De acest verset v-am vorbit cu o altă ocazie și aici referirea la Domnul nostru Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Toți cei care trăiesc în minciună și iubesc minciuna vor avea de-a face cu El. Citiți în Apocalipsa ce spune despre El, când mânia mielului se va ridica împotriva păcătoșilor și în mod special și împotriva mincinoșilor. Ca dovadă că Domnul urăște minciuna și înțelepciunea ne spune lucrul acesta și în Proverbe, capitolul 6, citim de la versetul 16 la versetul 19. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Între șapte lucruri care înțelepciunea le amintește aici, unul e repetat de două ori. E vorba de minciună. Ca dovadă că toate sunt grave. Dar auziți, cea mai gravă dintre toate este minciuna. Tot Proverbe, capitolul 20, versetul 17, auziți ce spune despre minciună? Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Nu s-a întâmplat vreodată din greșeală prin gură să ajungă un firicel de piatră, un fir de nisip și să-l strânge în dinți. Ah!
da să-ți bagi o mână de nisip în gură și apoi să mesteci. Auzi, dulce! Afișează din nou versetul, Proverbe 20 cu 17. Pâinea minciunii este dulce omului, dar rezultatul, finalul, dar pe urmă gura îi este plină de pietriș. Dulceața aia de la început e o secundă, dar gura rămâne plină de pietriș în continuare. Numai Hristos te mai poate salva, scăpa, să-ți curățească gura cu cărbunele lui aprins. Tot Proverbii, capitolul 12, versetul 19, au zis ce zice înțelepciunea, în continuare, Proverbe 12 cu 19, buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Legat de acest mare adevăr, romul a făcut un proverb și a zis că minciuna are picioare scurte. Când spui adevărul, ești întărit pe vecie. Când spui minciuna, ține o clipă, scurte clipa. Ai clipit din nou și s-o termina. Tot Proverbii, capitolul 19, versetele 5 și 9. Să ascultăm ce spune. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Zice că, nu zice că cel ce spune minciuna nu va scăpa, zice cel ce spune minciuni. Deci scapă la prima, scapă la doua, scapă la treia. Spune mai multe, dar în final auziți, nu va scăpa. Și versetul 9, martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Noi nu vrem să fim printre ăștia, nu? Proverbe, capitolul 8, versetul 13, auziți, făcând aluzie tot la minciună, vorbește chiar înțelepciunea și înțelepciunea îi Domnul nostru Iisus Hristos. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu! Asta spune înțelepciunea. Proverbii, capitolul 8, vorbește despre înțelepciune. Înțelepciunea îi Hristos și Hristos Domnul spune astăzi, eu, Hristos Domnul, urăsc gura mincinoasă. Suntem în mare pericol? Credeți că trebuie să ne pocăim? Credeți că trebuie să ne schimbăm? Dar sigur, s-a întâmplat minciuna să fie de mare folos. În loc să ai pierdere, să ai câștig. În loc să plătești amendă, să scapi fără amendă. În loc să ieși șifonat, că să știi adevărul, ai ieșit, bine mersi, cu fața sus, cu fruntea sus, om cinstit la locul lui. Dar întrebarea e, de ce totuși minciuna asta care e iubită și care pe mulți îi ajută? Pe mulți îi ajută. Trebuie să recunoaștem asta. Pe mulți îi ajută. De ce e urâtă de Domnul? De ce Domnul o pedepsește? Citim la Ioan, capitolul 8, versetul 44 și ne lămurim. Auziți ce spune aici Domnul Iisus. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește de ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Acum, când am intrat în teritoriul ăsta cu minciuna, în teritoriul cui suntem? Teritoriul satanei. Suntem în teritoriul lui. Ucigaș, nu stă în adevăr, mincinos, tatăl minciunii, și auziți, ori de câte ori vorbește, spune o minciună, că e mincinos. Și tatăl minciunii. Nu-i normal Dumnezeu să urască minciuna? Nu-i normal oamenii lui Dumnezeu să urască minciuna? Nu-i normal cei ce se tem de Domnul să se ferească de acest păcat groaznic numit minciună? Dar stați, diavolul mare meseriaș
își strecoară minciuna. Știți unde? Nu în lume, n-are grijă acolo. Acolo e suficient un singur drac care și-l adorme că n-are nimic. Că eu făcut meseriaș în minciună, politicieni, oameni de afaceri, oameni de știință, ăștia de știință vorbesc de milioane de ani, mincinori din caravană, nu? Și exemplele ar putea continua. Dar scopul lui îi să strecoare minciuna, știți unde? În biserică. Între noi. Prin ce căi și mișloace? Uite că textul care l-am citit în ziua de astăzi, printr-o binefacere. Vai, ce frumos! Fratele Anania vine cu banii la biserică, îi dă Domnului. Foarte bine, că avem nevoie. Lucrarea Domnului se face cu Duhul Sfânt și cu bani. Și nevoie. Fratele Anania vine, dar să dracu Anania să vă ajute. Nu? Și i-a ajutat. Și a murit și el și nevastă sa. Dar în biserică, cum se manifestă? Auziți, prin proroci mincinoși. Unde sunt proroci adevărați? Biserică, nu? În Scriptură e scris, Dumnezeu a rânduit în biserică, apostoli a rânduit proroci. Ei, dar diavolul vechi meseriaș vine să-i strecoare pe a lui. Și a lui numiți tot proroci, dar mincinoși. Dacă la ora actuală vă luați, după toate prorociile care se transmit pe YouTube, atunci chiar trebuie să hotărâți să muriți, că nu mai aveți de ales nimic. Cum au băgat ăștia spaima și groaza cu virusul ăsta, în mulțime, în națiuni, în popoare, așa bagă ăștia spaima și groaza în toți, încât dacă îi asculți, ești gata, ai falimentat. Auziți ce zice prorocul Ezechiel în privința aceasta? Și citim la Ezechiel, capitolul 13, versetele 22 și 23. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat. Și pentru că întăriți mâinile celui rău, ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața. De aceea, nu veți mai avea vedenie înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu și veți ști că eu sunt Domnul. Voi, prin minciuni, întristați pe poporul meu, le zice Dumnezeu la prorocii mincinoși. Prin minciuni, întristați pe poporul meu. Voi, la cel rău, îi făgăduiți viața. În vremea noastră auzim foarte multe prorocii. Ce credeți, ar avea Domnul demonstrat la noi? Avea oară. Dar laudele-s la grămadă, pe de-o parte, și spaima e la grămadă, pe de altă parte. Ori în Scriptură, eu am citit mai înainte și repet, o zi Dumnezeu pun ca temelie în Sion, o piatră, piatră încercată, piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cine o ia ca sprijin, nu se va grăbi să fugă! Trebuie să vină prorocul micinos să-l sperie pe ăsta! Apoi, tot legat de asta, Domnul Iisus însuși spunea Matei 24 cu versetul 24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Frați și surori! Aleși! Ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. În vremea asta suntem vizați în mod special de Hristoși mincinoși și de proroci mincinoși. Noi suntem vizați. Auziți? Or să facă semne și minuni. Dar sunt mincinoase. Sunt cu puterea satanei. Cineva a spus, ei, s-au dus la vrăjitor și l-au vindecat de boala lui. Doctorii nu au putut să-l vindece. Dar nu a trecut o săptămână și s-au spânzurat. Ce e asta? Ce vindecare? Ce minune? Drăcească. Apoi, strecoară minciuna printre noi,
prin apostoli mincinoși. Citim la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 13. Auziți ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Iisus Hristos. Auzitați? Suntem în zilele din urmă și acest pericol venit de la diavolul care e mincinos și tatăl minciunii ne pândește pe toți, trecând apostoli mincinoși printre noi. Am rămas uimit să văd în dreptul unor persoane care îi știu că este o condiție morală îndoielnică. Se fac vinovați de păcate mari, dar au mii de vizionări. Mii. Și dacă te uiți la cei care predică Evanghelia curată și dreaptă, nu prea se uită nimeni de acolo. Nu-i ciudat? Cum de se întâmplă asta? Și cineva m-a întrebat, cum de se întâmplă? Că doar îi știi cine și ce-o fost și ce că trăiesc în păcat, în nelegiuire, spurcați. Și totuși o grămadă îi vizionează și îi caută. O zis Solomon, că așa cum răspunde fața omului la fața omului în apă, așa răspunde inimă la inimă. Adică cum răspunde fața omului la fața omului în oglindă, așa răspunde inimă la inimă. Însemnează că foarte mulți sunt afectați de bolile care ei le au și de-abia așteaptă să-i audă pentru că vor da o concesiune pentru boala aceea. Bă, se poate la rai și cu a noastră. Nu? Atunci, dacă se poate, slăviți-o vie Duh, nu merg cu grămadă. Apoi, Scriptura ne adeverește că diavolul strecoară minciuna între noi prin învățători mincinoși. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Învățători mincinoși. N-ați văzut în vremea noastră cum unii fac botezuri caragioase? Învățători mincinoși, fii dracului. N-ați văzut pe alții care fac împărtășire cu trupul și sângele Domnului într-un stil caragios, mărșav, urât? N-ați văzut asta? Învățători mincinoși. Cineva spunea zilele trecute, ai fost acuzat că ai fost împotrivă să se deie cina la biserică. Asta n-am spus niciodată să nu se deie cina la biserică. Am spus altfel. O dați cum vreți, dar eu iau parte dacă o dați cum e scris. Am greșit ceva? Învățătorii mincinoși găsesc soluții. Ce fel de soluții? Să n-ai de potimit, să n-ai de suferit, să nu te pui rău cu nimeni. Cu alte cuvinte, să fii în tratate de pace cu lumea. Apoi, diavolul strecoară minciuna printre noi, foarte grav, forma cea mai înaltă de falsificare prin Hristos mincinoși. Matei 24 cu 24. Se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Și Hristosul mincinos, care se ridică chiar în vremea noastră, cel mai mare Hristos mincinos, e Anticristul. Despre El vorbește Scriptura. Sigur că s-au ridicat mulți anticriști, dar ăsta va fi Anticristul zilelor din urmă, care se va da drept Hristosul adevărat și va amăgi și va înșela pe mulți și va amăgi în primul rând pe poporul Israel. Și notați că îi se pregătește calea și venirea Lui. Unii învățători mincinoși spun ale vremuri, biserica nu ne apucă. Fals!
În 2 Tesaloniceni, Apostolul Pavel zice, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, fraților, să nu vă lăsați așa de ușor amăgiți, ca și cum venirea Lui ar fi și avut loc, căci nu va veni înainte să aibă loc lepădarea de credință și arătarea omului fără de legi, adică Anticristul. Deci, venirea pe care noi o așteptăm, așteptăm, frate și surori? Deci venirea pe care noi o așteptăm a Domnului, n-are loc până în lepădarea de credință. Și după lepădarea de credință, arătarea lui Anticrist. Și apoi, îi venirea, e foarte clar, nu? E pe înțeles. E pe înțeles aici. Apoi venirea. Ei, dați-mi voi să vă spun că suntem în această vreme a lepădării de credință. Unii cred că prigoana e cea care face lepădarea de credință. O, nu. Prigoana dovedește pe aia care sunt lepădate. Prigoana aduce Anticrist și când el aduce prigoana, se va dovedi cine sunt lepădat și cine nu sunt lepădat. Pentru că cei care deja s-au lepădat, vor da bir cu fugiții când e pătimit și e suferit, iar cei care nu s-au lepădat vor rămâne drept în picioare cu prețul vieților, vor apăra credința. Amin. Știți că până la Secerș și la pleavă și la bocul de grâu îi se zice grâu, nu? Dacă zice acum în câmp, zice ăsta e grâu. Dar întreb eu, la toți ce îi se zice grâu, ajunge în final în hambar? Nu. Vine Secerișul și Secerișul va dovedi. Pleava aruncată în foc și arde, dar Iisus a zis grâu. Bocul pus în hambar. Eu pe acolo aș vrea să fiu. Voi pe unde? De aceea vă predic. Nu sunt eu dur în predică. Așa e cuvântul. Eu vi-l rostesc cu mâini și vreau să vă trezesc o minte sănătoasă. Nu vreau să vă pierdeți niciunul. Vreau să vă văd pe toți în Împărăția lui Dumnezeu. Să fim cu toți împreună acolo și Dumnezeu să ne ajute. Deci, vedeți, și lucrurile astea nu se fac așa în mod izbitor. Dacă ar fi venit din stat cineva să dea o lege, voi obligatoriu vă puneți măști, obligatoriu nu vă mai adunați la biserică, obligatoriu vă vedeți de treabă. Că tăcați, nu că e bisericile. Am fi acceptat? Nu, e extraordinar. Ne tai toate libertățile. Dar uite așa parânduți. Eu trebuie să punem măști. Să le puneți. Ma eu că n-am pus-o, vreau să vă spun de ce n-am pus-o, eu am asta în bronșic. Sunt cu medicamentele după mine, nu pot merge cu mască. Da. Să le puniți. Dar vreau să vă spun un alt lucru. Că nu-s de mare folos. Nu-s de mare folos. S-o găsesc să ne spună chiar nouă în biserică să le punem și uite pe ei. Uite pe ei. Păi virusul e așa de mic că de-abia se vede la microscope speciale, apoi cum la trece până mască, că trec și bacteriile și până la urmă trec și insectele care sunt mai mici, nu? Dar o semăna spaimă, o semăna groază și perioada prin care noi trecem e o perioadă de testare, notați? E opera lui Anticrist. O testat să vadă masele de oameni cum reacționează. Ca să fie pregătiți atunci când vin și impun regulile și împărăția Lui, să poată aplica metodele care le au la îndemână și să supună toate mulțimile, că așa e scris în Apocalipsa, la grămadă, mulțimile, noroadele, popoarele, îi se vor închina și îl vor recunoaște. Asta urmează să se întâmple. Se tot vorbește foarte mult de 666. Și se scrie mult de tot și teorii multe, interpretări multe. Apocalipsa, capitolul 13. E vorba de Anticristul care se ocupă de 666. Și semnul acesta pus pe frunte sau pe mâna dreaptă. Eu am avut ocazie cu înaintașii bisericii penticostale care au trecut prin încercări, prin temniță, prin prigoane, dar și-au păstrat credința, să stăm la dezbateri nopți în șir, pe
privitor la interpretarea Apocalipsei și interpretarea care ei au dat-o luminați de Duhul Sfânt a fost aceasta. Semnul 666 pus pe frunte însemnează că îndoctrinează mulțimea. Nu e îndoctrina Hitler pe lui, nu? Dați-o mă după el. Ca la macelărie, domnule, Hitler a zis să omorâm pe evrei, asta facem. Hitler a zis să distrugem toate națiunile, asta o facem. Hitler a zis că numai națiunea noastră e bună, celelalte trebuie să dispară, asta o facem. Așa a fost de-ndoctrinați. Deci Anticristul va îndoctrina. Oamenii vor avea probleme cu mintea, cu gândirea, va fi bolnavă. Dacă Scriptura osândește păcatele scârboase de la Sodoma și Gomora, își devine și îndoctrinează că asta e ceva normal. Deci așa s-a născut. Nu? Și am putea continua exemplele aici, dar nu umplu timpul cu asta, că le știți. Apoi pe mână, că cei ce îl vor avea semnul ăsta vor lucra pentru Anticrist, îl vor accepta. Sigur că ai discuții foarte aprinse cu privire la chip, că ăsta ar fi 666, dar notați un lucru. Anticrist, ca să-și poată impune domnia și tot să respecte legile care el le dă, se va folosi de tehnologie. Asta e sigur. Pentru că atunci când va veni cu legile lui, unii ori zice, semnăm că doar nu ne poate verifica ce facem acasă, ce facem noi în biserică, cum facem noi ce vrem, scăpăm de aici și facem noi ce vrem. Dar va veni el cu tehnologia și te verifică peste tot? Peste tot? Să vadă. Bă, ai semnat? Ai acceptat? Să vedem, faci așa? Sau nu? Și iată un început de 666. Pe noi ne-a lovit în lucru cel mai sfânt. Știți care e lucru cel mai sfânt al bisericii? Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață, spus Domnul Iisus. Acum, știți unde suntem? Hristos ne-a spus cum să o facem și a venit dracu să ne spună El cum să o facem. De care ascultăm? De care ascultăm? Oricine face lucrul acesta în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și sângele Domnului, a spus Apostolul, și e nevrednic să te împărtășești nepregătit, și e nevrednic să te împărtășești cum nu-i scris. Asta e. Mai zilele trecute îmi spunea cineva, e, frate, știi, ne acomodăm la vremuri, că și Ezechia, când o sărbătorit Paștele, o, mai trecut peste niște reguli atunci că au fost silinți din împrejurări. Însă, frate, tu vii de ieri. Eu viu de-al altă ieri. Și de-al altă ieri, de când vin eu, știu că la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, în biserică erau descoperiri dumnezeiești. Dacă cineva venea altfel, era dat pe față. Știu că la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, Dumnezeu făcea semne și minuni. Vindeca bolnav, elibera, posedați demonic. Și mai știu un lucru. 51 de ani am dat cina Domnului. Și absolut nimeni nu s-a îmbolnăvit. Dar mai știu un alt lucru. Foarte mulți s-au vindecat. Deci o faceți cum vreți. Eu nu impun la nimeni. Dar dator să vă spun, dragi frați și surori. Dator să vă spun că eu nu vreau să fiu vinovat de sângele nimănui. Pavel, de la Cezarea până la Roma, unde a ajuns să fie martirizat în final, nu mai scrie nicăieri că ar fi făcut cina Domnului. Că nu a putut, așa a fost pe împrejurările, situația. Dar dacă era ocazia, era gata totdeauna să o facă. Frați și surori, important este să fim gata să o facem cu ea. În fiecare zi. Nu numai la pe lună, în fiecare zi. Nu numai la trei luni, în fiecare zi. Dacă suntem gata să o facem și Domnul vine, ne ia? Sigur. Dar dacă o facem în chip nevrednic, rămâne pe jos. Ca dovadă că păcatul ăsta e foarte periculos, minciuna, revin la el, dați-mi voie să vă spun că așa o tipluit-o și-o lucrat-o diavolul, încât mincinos poți deveni
foarte ușor. Foarte ușor. Hai să citim în Scriptură. Iată ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 4. Cine zice, îl cunosc. Pe cine? Pe Dumnezeu. Pe Iisus Hristos. Noi ce zicem? Îl cunoaștem? Îl cunoaștem. Amin. Și nu păzește poruncile Lui. Este un mincinos și adevărul nu este El. Când mă gândesc la asta, mă îngrozesc cât de mulți mincinoși sunt. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui. Câte? Toate? Sau cine încalcă o singură poruncă se face vinovat de toate, zice Scriptura. Da? E suficient să calci o singură poruncă, tu care spui că îl cunoști pe Dumnezeu? Și să-ți spună mincinos. Nu-i grav? Nu credeți că trebuie să ne coborâm în noi înșine și să trecem la o pocăință adevărată? Să ne ajute Dumnezeu. Ba mai mult! Tot în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20, ascultați ce zice Apostolul. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, zice cineva asta, câți mă auziți, mă vedeți, ziceți toți asta că iubiți pe Dumnezeu? Fără îndoială, și o să-mi prezentați și dovada. Ca dovadă că iubesc pe Dumnezeu, stau și te ascult că predici. Nu? Să împărtășim cu biserica, cu frații, chiar dacă nu pot înăuntru, stau afară. Chiar dacă nu pot nici înăuntru, nici afară, stau acasă și mă uit și te ascult și vă ascult. Și când vă rugați, vă rog cu voi, când cântați, cânt cu voi. Când predicați, zic amin. Dacă zice și la asta. Deci, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urește pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Frații mei, clar asta? Lasă loc la interpretare? Sau e foarte clar? Deci dacă cineva zice, iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele lui, Biblia zice că îi mincinos. Îi mincinos. Nu sunt de pe lista asta cumva? Să ne verificăm. E ceasul și momentul verificării. Și sigur, pentru că minciuna e atât de gravă, în orice forme s-ar manifesta ea, Dumnezeu nu întârzie să o pedepsească. Minciuna este pedepsită de Dumnezeu. Citim la Isaia, capitolul 5, versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii. Cine zice vai? Aici. Dumnezeu, da? E, dacă zice dreptul de un om, vai! În măsură de sus până jos. Vezi dacă e mai puternic ca tine sau mai slab. Dacă ai relații și cunoștințe care pot fi peste El, nu-ți faci griji. Dacă ești la distanță de El, te amenință deja, nu? Dar aici, vai, zice Dumnezeu. Și zice, vai, în dreptul celor ce se ocupă de minciuna. În dreptul lor, zice Dumnezeu, vai. Știți ce zice Scriptura aici? Că e grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și să nu fie cine să te scape. De asemenea, la Ezechiel, capitolul 7, versetul 8, zicea prorocul Ezechiel. Trimis de Dumnezeu, nu? Ezechiel 7, 8. Acum îmi voi vărsa în curând urgia peste tine. Îmi voi potoli mânia peste tine. Te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi după toate minciunile tale. Auzitați? Păi loc de glumă?
În loc să mai stăm pe gând dacă mai mințim sau nu mințim, dacă mai urâm sau nu urâm, dacă mai păzim legea sau o călcăm, când Scriptura ne vorbește foarte clar, te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. Psalmul 5:6 face referire la același lucru și pierzi, zicea psalmistul despre Dumnezeu, și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și așa. Deci tu, Dumnezeule, pe cei mincinoși îi pierzi. Păi cine vrea să piară? Nu vrea nimeni. Apoi, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Auziți ce spune Scriptura aici. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, Doamne ferește, nu suntem printre ei. Dar continuă. Și toți mincinoși. Partea lor este iadul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Deci tu zice, și mincinoși. Zice, toți sunt mincinoși. Ce vrea să spun aici? Sunt unii care mint foarte mult, sunt unii care mint foarte puțin. Toți. La aceeași plată. Sunt unii care mint numai când îi muțai, ca să scape din încurcătură. Sunt alții care sunt meseriași și mint continuu. Toți. Partea lor este iazul cu foc și pucioase, adică moartea a doua. Tot Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15, afară. Și ce-i afară? Scriptura zice că afară e plânsul și scrâșnirea dinților. Deci iază cu foc și pucioase. Afară sunt câini, vrăjitori, curvari, ucigași, închinătorii la idoli. Ai, grav, noi nu suntem printre ei. Dar mai sunt afară și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Auziți? Nu numai cei ce trăiesc în minciună, și cei care iubesc în minciună. Dacă e balcul ăla nesărat, murdar, e o minciună, nu? Și o iubești, de-abia aștepți să te relaxezi, să te destinzi. Și că și cine iubește minciuna, și cine trăiește în ea, îi unde? Afară. În iazul, cu foc și pucioase. Sigur, hai să mergem la câteva exemple în Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 13. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Acuzele la adresa primului martir a Bisericii Creștine. Ștefan. El a fost primul martir. Ce-o păcătuit? Nimic. Te-au predicat foarte aspru. Voi totdeauna v-ați împotrivit lui Dumnezeu, le spunea printre altele. Ne tăiați împrejur cu inima. Le spune printre altele. Bă, Ștefan, ai predicat rău. Tu ești de bine. De ce ai provocat? N-ai putut predica mai finuț? Ți-ai explodat în cap. Asta îmi spune noi, după judecata din vremea noastră. Că aici e de dorit predicatorii să ne lege, ne frumos, să ne promită tot rai și să ne poarte printre stele. Și diavolul e mulțumit că ne-o trezim ea. Ștefan le-a predicat foarte aspru. Și ca dovadă că i-a plăcut lui Dumnezeu predica lui, că lor nu le-a plăcut. Scrâșneau din dinți, nu? Luat pietre. Stai că nu predici tu mult. Să termine, să ultima predică și asta nu o duci până la capăt. Da? Ștefan, o zi Domnul, nu le place predica, Doamne, nu le place deloc. Ștefan, mie tare îmi place. Și ca dovadă, zice Ștefan, văd cerul deschis, văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Eu plăcut lui Dumnezeu predica lui Ștefan și o zice Ștefan, hai aici. Amin.
Dar Ștefan a fost ucis cu pietre, omorât pe baza mărturiei mincinoase. Pe baza minciunii. Apoi mergem mai departe. Întâi Împărați, capitolul 21, citirea e lungă, nu o citim în întregime, știți despre ce e vorba aici. Izabela, împărăteasa, într-o zi, o zis împăratului Ahab, Ahab, că mâine nu mai mănânci acolo unde se pregătește masa împăratului de către toți bucătarii, cei mai buni, cei mai vestiți, mâine împărăteasa Izabela îți pregătește masa. Ei, la masă, Izabela poate fi acuzată de multe și răi acuzată de multe. A fost idolatră, a fost crudă, dar nu scrie nicăieri că a fost infidelă față de Ahab. Asta nu scrie, dimpotrivă. A fost pentru el, îl susținea pe Ahab. Nu te teme, Ahab, de ce nu poți tu rezolva, rezolvă Izabela. Cam așa erau lucrurile. Și invitat la masa Izabelei, ziua următoare, Ahab vine. Și în loc să fie bucuros, să fie vesel, nu? De o ocazie care era rară, nu? Trist, supărat, de abia mâncat. Ce-ai, băi, Ahab? De ce te bucuri? La Nabot i-am cerut via de-a ci de lângă palat, să ne-o dea nouă. I-am oferit preț foarte bun. Sau i-am zis că dacă nu vrea preț, îi dau altă vie mult mai bună ca asta. Că am vrut aici pentru tine să fac un parc, o grădină frumoasă. Aici, lângă palat, să fie frumos, nu? Ieșim noi amândoi la verde când avem timp, așa, nu? Frumos, plăcut. Și de asta e tu, trist. De asta e supărat. Păi mărâncă și bea, că vei avea via lui Nabot. I-a spus Izabela. Și ăsta nu a întrebat-o cum. Era sigur că asta rezolvă, că asta le rezolva. Și pe el eu vreau să-l rezolve, să-i fie capul unde erau picioarele. Asta nu a mai putut, că a intervenit Dumnezeu, știți? Și asta scrie o scrisoare către mai mari cetății unde locuia Nabot. Și în scrisoarea asta a spus așa. Faceți o adunare? Și în pandemie, da, de data asta e voi. Vă adunați astăzi la grămadă. Și ce facem la adunare? Căutați niște oameni de nimic. Nu-i probleme, că de-aia sunt destul. Ia avem, am de mână. Ia avem pe listă. Bun. Hai departe. Îl luați pe Nabot cu voi la adunare, în mod special, îi faceți invitații, el să nu lipsească. Și să-l puneți pe Nabot în față. S-o fi gândit Nabot, mă, când l-a pus aia în față, că urmează să-l pună pe el primar, în localitatea lor, nu? Dar oamenii ăia să strige, Nabot a hulit pe Dumnezeu. Vai, ce păcat grav! Și pe lângă asta, o mai voli și pe împăratul. Nu, dacă asta a făcut, atunci trebuie să mor. A fost ucis cu pietre. Martori mincinoși, dar vedeți cu câtă finețe Izabela le-a pus în execuție, în practică. Faceți o adunare și auziți ce acuze a hulit pe Dumnezeu. Nimă! Izabela! O doare cu focul lui Dumnezeu, vă s-o pocăit Izabela. Da? Asta ar fi concluzia. S-o pocăit Izabela. Și Nabot moare din cauza mărturiilor mincinoase depuse de acești martori mincinoși. Credeți că Dumnezeu l-a văzut? Și îl trimite pe Ilie, care îl întreabă pe Ahab, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și-a rostit prorocia în dreptul lui Ahab și-a rostit prorocia în dreptul Izabelei, lucruri care apoi s-au împlinit. Apoi, revenim la cazul care în ziua de astăzi l-am citit. Fapte 5, cazul cu fratele Anania și sora Safira. Vedeți, Evanghelia prinde rădăcini. Ucenicii în Odaia de Sus fusese botezați cu Duhul Sfânt, deveniră plini de putere, propovăduia Evanghelia cu multă îndrăzneală, cu multă putere, mii veneau la credință, 3.000, 5.000, spaimă și groază în Împărăția Întunericului. Ce se întâmplă?
Păi se întâmplă ce-o zi Domnul Iisus. Nu vă depărtați de Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, dar când sunteți îmbrăcați cu putere de sus, începând din Ierusalim, toată Iudeia, Samaria și până la marginile pământului, sunteți martori. Tot infernul s-o speria să o îngrozesc. Bă, se întâmplă ce-o zi Domnul. Ologul sare în picioare. Nimeni nu putea tăgădui, îl cunoștea, era de multă vreme olog, era minune. Și Petru predică cu drăsnială. Ce facem? Ce facem? Un mare har era peste toți o altă problemă. Toți erau un cuget, un gând. Ba au ajuns până acolo să-și vândă averile și să aibă toate dioptrii. Nimeni nu era bogat și nimeni nu era sărac, nimeni nu era flământ, nimeni nu crăpa de sătul. Să trebuia să meargă până la doctor să-i prescrie cum să facă să mai piardă din chile. Nu era nevoie. Era totul foarte frumos. Deci 40 de ani câți evrei au călătorit prin pustiu, nu au avut probleme niciunii să fie supraponderași. Nu? Nu au avut probleme de felul ăsta. Dar asta e o altă lecție. Hai că nu. Eu cum de acum. Așa. Și când se întâmplă toate astea, intră infernul în acțiune. Ce se mai întâmplă? Mă, să chiar s-au hotărât să meargă până la marginile pământului. Bă, n-au bani, n-au mașini, n-au mijloace. Bă, nu scărturar, dar sprinde Duhul Sfânt. Sunt oamenii smart, dar sprinde putere. E, mijloace să meargă mai departe până la marginile pământului, da? Au venit unii și-au bătut averea. Banii i-au pus la picioarele apostolului. Bă, să pătărâi până la marginile pământului. Bai, infernul. S-au îngrozit, s-au speriat diavolul. Să împlinește! Nu mai putem stăpâni, nu mai putem opri. S-a apropiat dracu de fratele Anania și de sora Safira. Ați văzut că i-au vândut averea și banii i-au pus la picioarele apostolilor. Am văzut? Că? Nu e normal să rămâneți mai pe jos. Hai, vindeți și voi ceva. Să înțelegeți că i-a vindem și noi în omul. Banii îi punem la picioarele apostolilor. Da, e bun. Dar, știi, mai avem noi niște planuri, niște cheltuieli. Ce-ar fi o parte din banii aia să-i oprim și să rezolvăm și cheltuielile alea? Punem la picioarele apostolilor, dar o parte să oprim. Pentru noi, pentru problemele noastre. Ba, nu e nicio problemă, că nu o zis apostolii că musai să punem tot. Punem cât vrem, nu s-o dea măsura. Și nou testamentar, măsura lui, fiecare să dea câte o hotărât în inima lui. Dar dacă o inimă plină de dragoste hotărăște mai puțin ca legea, da, e problemă, nu? Da, și asta e altă temă și o lăsăm pe altă dată. Bun. Doze dracu, bă, în dreptul oror ai trecut copul stoc. Dacă voi opriți o parte pentru voi, nimeni nu vă osândește. Dar voi nu sunteți la același nivel, că voi n-ați spus tot. Voi n-ați spus tot. He? Are încurcătură. Cum face? O să dracu de aici numai eu vă poți descurca. Chiar, sigur, meseria vechi vă descurc. Păi vă facem. Păi simplu, vindeți moșioara, păstrați pentru voi cât vreți, restul luați, îi duceți, îi puneți la picioarele apostolilor și numai dacă vă întreabă cu cât ați vândut, voi să ziceți că ați vândut cu atâta cu cât ați pus la picioarele apostolilor. Dar șanse să vă întrebe e de 1%, că nu întreba pe nimeni. Păi chiar pe voi v-a întrebat. Nu vă faceți griji. Zis și făcut. Văd moșioara, opresc o parte pentru ei, pun la picioarele apostolilor cealaltă parte și dacă nu o întreba pe nimeni, pe el îl întreabă. Că Duhul Sfânt era la lucru. Amin. Dumnezeu a zis să ajungă să lucrăm cu minciună. Iese la ideală? După cum când Simeon Magul a vrut și el să introducă stricăciunea lui, iar a fost dat pe față și lucrările lui au fost oprite atunci din Biserica Sfinților. Și pe el îl întreabă, poate dați vândut, da, cu atât. Ce-a fost asta? Niciunul. Care a fost rezultat? O pune pe loc. Vine după masă sora Safira. Poate dați vândut moșiora, da, cu atât. Cade și ea jos și moare. Pentru că Petru a zis, n-ați mințit pe oameni, ați mințit pe Dumnezeu și cum de v-ați înțeles împreună să mințiți pe Duhul Sfânt? Poate fi Duhul Sfânt mințit? Pe mine mă poți minți să-mi spui că mă iubești din toată inima. Dar Duhul Sfânt îți curoaște inima.
poți face declarații de dragoste în dreptul celui care îl pălmuiești și îți bați joc de el și să spui că îl iubești, dar Duhul Sfânt îți cunoaște inima. Și dacă urăști, ești pe lista mincinoșilor și mincinoșii se iază cu foc și cu cioase. Ce? Hai să mergem mai departe, să nu vă încerc răbdarea peste măsură, avem în vedere condițiile de afară, care nu sunt prielnice, cele dinăuntru, că nu putem porni clima. Clima e un vector de răspândire a coronavirusului și să nu avem probleme. E clar că trebuie să ne păzim și în lege era rânduieri cu privire la asta. Vedeți, preotul constata pe cineva bolnav de boală fără leac și se făcea cu el? Avea poruncă să-l izoleze, să nu îmbolnăvească și pe alții. Apoi, era amintit o dată de mai multe ori în lege, spălarea, când te întorceai din viață, când ai pus mâna pe un mort, când ai pus mâna pe ceva care putea să te contamineze cu o bolă, obligatoriu trebuia să te speri că erai necurat. Ce înseamnă necurat? Puteai să te îmbolnăvești, să transmiți o bolă și trebuia să te speri. Și foarte bine să o facem, că este apă până în lume. Apoi, dezinfectarea. Știți că Dumnezeu a dat poruncă lui Moise să facă apa aceea de curăție. Și oricine era în pericol să fi fost infectat cu vreo bolă, era dezinfectat cu apa aceea de curăție. Și apoi, în ultimul rând, în lege era poruncit, ca să nu se transmită bolile astea contagioase, să se păstreze distanță. Asta era scris în lege. Deci toate sunt normale, toate la locul lor, și dacă evreii mi-au făcut 40 de ani prin pustiu, nu au avut parte de boli năprastice, de ciume, care să-i se cere să-i omoare în masă. Doar atunci când mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor, a lovit pe mulți din ei. Și acum, la tema din ziua de astăzi, ca o concluzie, hai să vedem ce zice Scriptura și să lăsăm Scriptura să tragă de concluzie. Că tot ce v-am vorbit e scris și îmi place să rămân lângă ce e scris. Mi-aduc aminte când un profesor de-al meu, fratele Todor de la Dej, ne ținea prin anii 60 și ceva 70 lecții până noaptea, pe la 1-2 și întrebam din Scriptură și ne explica. În finalul lecțiilor totdeauna mă bătea pe umăr și zicea, frăticule, să vorbești totdeauna ce ai scris. Că dacă ai vorbit ce ai scris, te apăra Dumnezeu, dacă ai vorbit de la tine, trebuie să te aperi tu. Și atunci, iată, să vedem cu privire la păcatul numit minciună, și cred că are atâta putere cuvântul de astăzi să pună pământ la pocăință, să vedem ce zice Scriptura în final. Psalmul 24, versetele 3 și 4, să ascultăm ce zice cuvântul Domnului. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Vreți toți? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Vreți toți? Auziți ce trebuie făcut. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și se dedă, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să cere. Deci, fraților, dacă vrem să ne suim până acolo, ne debarasăm de minciună. În orice formă s-ar manifesta ea și Domnul să ne ajute. Apoi citim la Efeseni, capitolul 4, versetul 25. Auziți? Efeseni 4, cu 25. De aceea, mai este o șansă. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Putem zice toți amin? Amin. Și Coloseni capitolul 3, versetul 9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Amin. Amin. Domnul ajută.